În municipiul Orăștie au apărut deja probleme în ceea ce privește taxa de salubritate pe care unii cetățeni, persoane fizice sau juridice nu au achitat-o în perioada octombrie 2022-martie 2023. Primarul de aici, Ovidiu Bălan, spune că se creează o astfel de presiune pe bugetul local, în condițiile în care s-a facturat o sumă de aproape 1,8 milioane de lei, dar s-a încasat aproape 900 de mii de lei. Dacă ar trebui să plătim toate facturile, vedeți, avem un deficit de încasări destul de mare până în momentul de față. Diferența de peste da, 900 de mii de 800, lei. 800 de mii. Este o diferență destul de mare. Ținând cont că și până la luna martie acolo apare, dar până în luna martie, la mijlocul lunii martie mai există în această situație, pentru cheltuială. Că toți cetățenii, persoane fizice, juridice vin la primărie pentru a plăti această taxă. Ce se întâmplă în această situație? În această situație se strâng și se creează o presiune pe bugetul local, pentru că acele facturi care sunt emise de către operator trebuie să le plătească cineva. Dacă noi nu avem încasări, o să le plătim din bugetul local. Eu mi-am exprimat de fiecare dată nemulțumirea față de acest sistem. Este o bombă pentru toate administrațiile publice locale care vor fi nevoite să plătească toate acele facturi către operator, urmând ca ele să le recupereze. Iar această cheltuială de miliarde, care eu estimez peste 10 miliarde până la sfârșitul anului, vechi, de lei vechi. Da, lei vechi, va fi amplificată de faptul că mai trebuie să pun încă vreo 6 oameni la primărie și 6 oameni în momentul de față lucrează multe ore pe zi doar pentru a colecta aceste taxe.